Ce se mai întâmplă după asta? De acum, deci eu fiind de 3 ani, puteam să vin oricând, deci vineam după masă, de rușine, deci Corneliu Coposu telefonează în străinătate și aduce aici 100 de televizoare de astea cu ecran plat în 1969, o minune, domne, am auzit oameni, vezi ce fac țărăniști aici, rup tot, rup, comuniștii rup, îi spargă. Da, domne, am văzut și eu, bineînțeles, spuneam mâna, era practic super tehnologie și să vin de acum cu 1700 de dolari să putea face și atunci, deci era foarte simplu să faci un ecran plat, nimic complicat. Și să aduc pe la facultatea de medicină, să aduc și acolo la domnul Giosan. Acolo, bineînțeles, când mai jăfuiesc pe fratele tata de fonduri și încet, încet ne dăm seama de faptul ce făceau acolo, am arătat, deci îmbrăcări în tricouri de astea albi și le dădea directivă, deci când vine Ionidescu să dărâmă fabricile, deci ori plecați la țară, la munca câmpului, ori vă duceți pe plantații acolo. Ăsta era programul lui Corneliu Coposu. Bineînțeles, ne-a cam spus că nu suntem bineveniți pe acolo, dar zis, Matale, era un democrat, un campion al democrației sau de sistemele alea cu pescadoarele alea, ți-aduce aminte, deci el era implicat în politică, deci la 30 de ani susținea să nu se facă acele sisteme de susținere de pescadoare, lumea să rămână în țară, să muncească aici, am arătat, deci cu un sistem de ăsta de susținere cu pescadoarii, se dăduse României drepturi de pescuit, un hectar de om, ca să reziste cumva la această invazie rusă, rusă comunistă, deci aici comunismul nu era teoretizat cum trebuie. Deci ruși îmbrățișaseră comunismul chiar și cu familia, cu familia țarului, cam de pe la 1911, zicea că țarul ar abdica, numai să vină un regim de ăsta extrem de dur, să mai dureze imperiul ăsta vreo 70-80 de ani. Deci familia țarului rus era complet degenerată, absolut complet degenerată. Făcuseră niște sanhedrini din astea pe la Nijni Novgorod, în care ei predicau asta, deci instaurarea unui regim comunist extrem de dur, care să înlocuiască regimul ăsta țarist și să păstreze cumva imperiul.